Salutare tuturor! Discutăm în acest episod despre SafeTech, cu prima companie care a trecut pe piața principală, de pe piața Aero. Prima companie care a făcut debutul în acest an pe piața principală. Ne așteptăm la alte companii în a doua parte a anului să treacă pe piața principală și cu toate că mulți investitori se așteptau ca în prima zi de tranzacționare compania să aibă o evoluție explozivă, ascendentă, este prima zi de tranzacționare pe piața principală, Uite că evoluția prețului a fost total probabil neașteptată. Avem o scădere de 1,4% a cotației companiei și până la urmă era un scenariu de așteptat, de anticipat, un scenariu pe care l-am discutat cu investitorii din platforma Investește la Bursă și o să vă arăt în continuare câteva slide-uri și o să vă explic fenomenul, ce s-a întâmplat și cum puteți și voi folosi această strategie buy the rumor, sell the news o strategie pe care au folosit-o speculatorii în această perioadă pe acțiunile SafeTech. Strategia Buy the Rumor, Sell the News este o strategie de investiții pe termen scurt care presupune cumpărarea în anticiparea unei știri favorabile și marcarea profitului la publicarea și confirmarea informației. Este o strategie folosită mai des pe, de speculatorii pe pierec valutare și este folosită și pe bursă în apropierea rezultatelor financiare. Mulți investitori care nu înțeleg fenomenul sunt surpriși când prețul acțiunilor scade la publicarea unei știri aparent bune. Și cam asta s-a întâmplat pe acțiunile SafeTech. Evoluția de, din prima zi de tranzacționare vine după o creștere de 40% a cotației SafeTech. Din octombrie 2022 până la acest vârf, acțiunile SafeTech au crezut au crescut cu 40%, de la 2,35 până la 3,2 lei pe acțiune. Așadar, o corecție a prețului după o creștere de 40% era oarecum de așteptat. Compania a livrat niște rezultate financiare foarte bune. Aveți aici un screenshot din raportul SafeTech, din platforma Investește la Bursă pe care am creat-o eu. Putem vedea aici, în partea de jos, avem rezultatele financiare la 9 luni care arată o creștere cu 49% a veniturilor, o creștere cu 133% a profitului net și rezultatele pe trimestrul 3 au fost mai bune decât în trimestrul 3 2021, un aspect de apreciat. O creștere a veniturilor cu 121 și o creștere a profitului cu 172%. Este o companie care are indicatori de rentabilitate foarte buni, un grad de îndatorare redus, ba chiar au mai mult cash decât datorii purtătoare de dobânzi. Marja netă s-a îmbunătățit față de 9 luni, față de aceeași perioadă a anului 2021. Dacă ne uităm la rezultatele pe care le-a publicat compania în 24 noiembrie, putem vedea, așa cum vă spuneam, o îmbunătățire a marjei nete care a ajuns la aproape 25%, spune managementul. După ce, în 2019, marja netă era de 12%, și managementul spune că numărul de contracte recurente și numărul de clienți noi a crescut. Și încă din 24 noiembrie, managementul spunea că trecerea pe piața principală au pregătită toată documentația și trecerea pe piața principală ar putea veni în prima parte a anului 2023. Așadar, la acest moment, când s-au publicat rezultatele financiare la 9 luni, pe 24 noiembrie, deja investitorii care erau atenți la evoluția SafeTech, la rezultatele companiei, deja știau că urmează să treacă compania pe piața principală și s-au poziționat din timp pentru un asemenea scenariu. Și acum, probabil, au marcat profitul unii dintre ei, după ce cotația a mai crescut cu vreo 15% sau poate chiar mai mult. Mergând mai departe, Managementul spune că filiala din UK a devenit operațională și se pregătește să operaționeze și operaționalizeze și alte filiale. Așadar, e un scenariu la care unii investitori se așteptau și acum a venit această confirmare. În partea a doua acestui video, vă voi prezenta cum puteți folosi și voi această strategie Buy the Rumor, Sell the News, ce calcule trebuie să vă faceți, așadar dați un like acestui video dacă până la acest moment ați obținut cel puțin o informație interesantă. Și dacă vreți să aveți parte de informații la zi, rapoarte de companie, indicatori financiar explicați, cursuri și alte materiale care să vă ajute să faceți investiții mult mai bine documentate, intrați pe site-ul Investește la Bursă, la secțiunea comunitate și faceți-vă un cont pentru că veți avea foarte multe resurse utile care să vă ajute să faceți investiții mult mai bine documentate. Dar haideți să vedem în continuare cum folosești strategia Buy the Rumor, Sell the News. Am pregătit aici 5 pași care cred eu că merită să discutăm. În primul rând, ce ar putea stârni interesul investitorilor pentru o companie? Rezultate peste așteptări, o propunere de dividend excepțională cu un randament foarte, foarte bun sau alte știri cu care compania ar putea surprinde investitorii. Pentru a intui aceste știri sau aceste rezultate foarte bune, e nevoie de oarecare documentare și niște calcule pe care poate ar trebui să le faci. Pasul 3, dacă ai o astfel intuiești un astfel de scenariu, ar fi să intri la cumpărare și mare atenție la dimensionarea poziției, pentru că um, s-ar putea că dacă adopți o poziție foarte mare pe o companie prea slab lichidă, s-ar putea să -ți fie foarte greu să marchezi profitul de la pasul 5. Urmează partea de așteptare. La punctul 4, așteptarea și confirmarea acelei, acelui, acelei știri. Pasul 5, odată cu confirmare, o confirmare a știrii pe care tu ai intuit-o din timp, urmează marcarea profitului. Cum anticipezi aceste știri bune sau cum anticipează investitorii știrile bune și știu să se poziționeze din timp pe acțiunile unei companii. Cei mai mulți investitori folosesc indicatorii operaționali publicați de companie pentru a face diverse calcule legate de rezultatele financiare pe care acea companie le-ar putea raporta pe viitor. Și o să vă arăt imediat un exemplu în acest sens. De asemenea, un investitor se uită la prețurile bunurilor vândute pe baza cotațiilor internaționale. În cazul OMV Petrom, aceste rezultate bune pe care compania s-ar putea să le raporteze în zilele următoare erau oarecum știute sau deja erau anticipate de mulți investitori pe baza cotației petrolului sau pe baza cotației gazelor naturale, în cazul RomGaz, sau pe baza cotațiilor energiei pe piața Opcom pentru acțiunile nucleare electrică. Te poți folosi de diverse declarații ale managementului în presă, dacă cumva managementul anunță că își vor crește veniturile sau anticipează că își vor crește veniturile în perioada următoare cu X la Poți face probabil niște calcule. Te poți uita la sezonalitatea rezultatelor financiare în cazul companiilor care au astfel de sezonalitate și să anticipezi cumva veniturile companiei pentru următoarele trimestre. Te poți uita la, veniturile, la bugetul de venituri și cheltuieli și să faci câteva calcule de acolo, la indicatorii macro, de exemplu în cazul băncilor, dacă BNR va continua să crească dobânda de referință, s-ar putea ca băncile să raporteze venituri mai bune din dobânzi și de acolo să faci câteva calcule. Sau pe baza ratei de distribuție a profitului poți estima dividendele pe care o companie s-ar putea să le distribuie Anul viitor sau în, următoarele, în următorul trimestru și uh, să faci niște calcule în acest sens, să vezi dacă dividendul va fi atractiv. Uh, cum estimezi rezultatele? Un exemplu în acest sens ar fi indicatorii operaționali publicați de RomGas, care au fost publicați chiar astăzi, pe data de 27 iulie, și compania anunța uh, venituri sau can o cantitate de gaze naturală vândută din producția internă de. 1,1 miliarde de metri cubi față de 1 1 miliard de metri cub în trimestrul 2 2021. Cantitatea de gaze era mai mică sau a fost mai mică decât în trimestrul 1 2022 pentru că trimestrul 2 este un trimestru mai cald. De asemenea, avem aici informații și despre producția de energie electrică vândută și gaze injectate sau extrase din depozite. Pe baza acestor indicatori operaționali și pe baza uh, rezultatelor sau veniturilor înregistrate de Romgaz în trimestru 1, putem face deja niște calcule legate de veniturile pe care Romgaz le-ar putea înregistra în trimestrul 2022 și mai departe să calculăm rezultatele semestriale. Cu regula de 3 simplă, deja se, se pot face deja niște calcule estimative pe care eu deja le-am făcut pentru investitorii din comunitatea investește la bursă. Așadar, poți folosi acești indicatori operaționali pentru a estima deja rezultatele pe care compania le va raporta undeva la jumătatea lunii august. Și probabil investitorii care au investit astăzi în RomGaz, pentru că la, da, la ora la care filmeze acest video RomGaz are deja o creștere de 4%, probabil mulți dintre ei au făcut aceste calcule în anticiparea unor rezultate financiare bune raportate la jumătatea lunii august. Și urmează pasul 5, așteptare, confirmare și marcarea profitului. Odată ce ai făcut aceste calcule și ai te-ai poziționat pe acțiunile unei companii, nu rămâne decât să vezi dacă um, rezultatele anticipate de tine vor fi confirmate de companie. În toată această perioadă s-ar putea ca din ce în ce mai mulți investitori să fie interesați de acțiunile companiei, din ce în ce mai mulți investitori să anticipeze acele rezultate bune și volumul de tranzacționare pe acțiunile acelei companii să crească. Aici se poate observa volumul de tranzacționare pe acțiunile RomGaz, care după, ce, după corecția ex-dividend au atins un minim de 43,5 lei pe acțiune, după care au început să crească de la o zi la alta până la 47,8 la ora la care filmează acest video. Și se poate observa aici în imagine și interesul la cumpărare, cum din ce în ce mai mulți investitori efectiv cumpără din ASC acțiunile companiei și nu mai așteaptă să le, să, le fie, să fie serviți în bid, să fie serviți la cumpărare, și pur și simplu cumpără la orice preț de la vânzătorii din ASC. Odată cu confirmarea știrii, nu-ți rămâne decât să marchezi profitul la un preț fix pe care probabil ți-l dorești tu, la un randament fix, sau poți să-ți pregătești ordine de vânzare pe mai multe paliere. Pentru că nu știi cât de mare va fi euforia la momentul anunțului acelei știri pe care tu o anticipai. Și de cele mai multe ori nu vei reuși să vinzi la acel preț maxim pe care ți-l dorești tu, poate întreaga cantitate de acțiuni. Și atunci, o strategie ar fi să-ți pregătești mai multe ordine de vânzare pe mai multe nivele și să lichidezi treptat întreaga cantitate de acțiuni. Sper că toate informațiile din acest video să vă fie utile și să înțelegeți mult mai bine ce se întâmplă cu prețul și cum anticipează investitorii rezultatele companiilor. Până data viitoare, vă doresc, ca de obicei, investiții cât mai profitabile.